Salutare Capricornilor! Facem astăzi etalarea pentru Zodia Capricorn. Pentru toți cei cu soare, lună, ascendent, descendent și ce mai vreți voi, aglomerație de planete în Capricorn, dacă tu ești interesată sau interesat de un Capricorn, ești binevenit sau binevenită. Vreau să vă spun că această etalare va fi împărțită în două. Prima parte vom vorbi la modul general, iar cea de-a doua parte va fi adresată doar persoanelor care sunt interesate de dragoste, de iubire. Veți găsi timpii în descrierea videoclipului. Și haideți să începem să nu o lungim așa mult. Pentru Capricorn. Ce avem noi pentru Capricorn? Și ce avem aici? Ia să vedem. Uh, se face dreptate pentru tine. Uite, se face dreptate. Uh, cumva ai făcut o alegere potrivită, cumva știi foarte bine ce... ești pus în fața unei alegeri și văd că ai știut foarte bine ce să alegi. Mm. interesant aici. Ok, ia să vedem în ce, ce tip de energie ești tu, ce arcană majoră ai pentru... Luna noiembrie, multe, nu pot să iau atât de multe cărți. Ce tip de energie ești? <laughs> Mare preoteasă. Mare preoteasă vine cu înțelepciune, vine cu lucruri ascunse, poate, cu multă cunoaștere. Ești ca și un. cum se spun? ca și un dosar plin cu informații din care dai atât cât, cât trebuie. Lucruri, intuiție foarte, foarte bună, foarte bine dezvoltată pentru tine, dragă Capricorn. Nu <coughs> scuze. Ia să vedem ce, cu ce tip de oameni vei avea de-a face sau cine o să joace un rol important în luna noiembrie pentru tine și ce avem aici spiritualitate și o percepție extraordinară, cineva cu care tu ai mai avut de -a face și în trecutul tău, văd, uh, posibil pentru unii o energie feminină, cineva care lucrează foarte bine cu mâinile. Mm, ce mai văd aici? Da, e cineva din trecut. E cineva din trecut, cifra 5, cifra 27, dacă are vreo importanță pentru tine și o să facem acum, o să folosim tarotul, să facem o etalare din uh, șase cărți pentru a vedea cum va fi luna noiembrie pentru tine. Ce s-a întors aici? Cinciul de spade. Mai cinci, ăsta de spade mi arată clar faptul că trebuie evitată o ceartă, că trebuie evitată, deci există șansa să te ceri cu cineva. 5-ul de spade când vine, cam asta arată, șansa ca tu să te ceri cu cineva, să fii impulsivă sau impulsiv. Dar văd că ești destul de înțeleaptă sau înțelept să întorci spatele acelor persoane care nu fac altceva decât să caute da, uite, sunt întorci spatele. Să caute, da, ceartă, să caute scandal și justiția. Iarăși văd justiția, cum am văzut și aici. Se face dreptate pentru tine. Poate că unii dintre voi aveți treabă cu legea, poate că aveți ceva pe rol, poate că aștepți să-ți se să facă dreptate, aștepți un rezultat din partea autorităților, Da, aștepți un răspuns. Mai răspunsul nu o să întârzie să vină. Luna noiembrie văd că ai treabă cu justiția văd că ai treabă cu legea, da? sau pur și simplu ți se face dreptate într-o situație. Și asta e foarte bine. În urma unei dispute cu cineva, am impresia. Ia, yeah. ce ai aici? Lumea. Timpul s-a scurs, ceva se închide în mod natural, ai așteptat o perioadă destul de îndelungată. În unele cazuri putim, putem vorbi despre un furt, putem vorbi despre cineva care te-a păgubit cu ceva. Pentru că avem un șapte de spade aici, în șaptele ăsta de spade Vestul e un hoț, da? vorbim despre o persoană șireată, o persoană care ți-a intrat așa cumva... Um, și-a furat ceva de la tine, o persoană destul de, de inteligentă, din câte văd. Da, șaptele ăsta de spade arată o viclenie, o persoană vicleană. Și din câte văd aici, văd că se lămurește ceva, da? Se lămurește, se clarifică. Clar se clarifică ceva. Intuiția ta a fost foarte bună, în cazul în care tu ai intuit că ar fi o anumită persoană, chiar aceea este, cumva ți se dă dreptate pentru unii dintre voi care aveți treabă cu așa ceva. Bun, dar văd că se încheie și se încheie cu bine, adică cumva cu rezultate pozitive în favoarea ta. Ia să vedem cu ce te confrunți tu, justiția, iarăși. Deci, tu ai treabă cu justiția, nu? Ești pus pe justiție, rău de tot. Treabă cu poliția, treabă cu autoritățile, treabă cu uh, instituții ale statului, rezolvi anumite probleme, clar că le rezolvi, se încheie o situație care te-a ținut un pic așa în gardă, uh, spre avantajul tău, în favoarea ta, ți se face dreptate. Asta ăsta e mesaj care vine foarte, foarte clar. Ce am aici? Șaptele de cupe. Văd că ai fost tare nedumerită sau nedumerit în legătură cu uh, confuz așa sau confuză, da? Nu ai știut cine, nu ai știut ce, dar se pare că o să o să știi, da? Cumva te dezmieticești. O să-ți dai seama ce și cum, cine a fost. Uh, sau, pur și simplu, da, cam asta văd că iau te judecata. Da, o să-ți dai seama, e un moment în care tu îți dai seama de anumite lucruri. Judecata, de asemenea, justiția și judecata, deci e clar că ai de-a face cu legea, e clar că ai de a face cu un rezultat, cu o finalizare a unui proces, a unei situații nu știu ce fel de situație, poate fi și legat ceva simplu, de muncă, de exemplu, știi? Se clarifică ceva pentru tine în cazul în care ești nelămurită sau nelămurit cu ceva. Da? Ți se face dreptate, scurt. Ok, ce văd aici în subconștientul tău? Bun, îmi cer scuze, am întrerupt puțin. Ce văd aici? Regele de spade. Regele de spade, de asemenea, poate fi o cineva care poartă o haină a statului. Uh, poate fi, vezi tu, undeva în subconștientul tău, în sufletelul tău acolo, te-ai bazat pe această persoană, această persoană o să rezolve până la urmă problemele. Deci foarte multe talarea ta dar are treabă cu justiția, are treabă cu dreptatea, să ți se facă dreptate într-o anumită situație, să iasă anumite lucruri la iveală și văd că vor ieși. Uh, ce mai văd aici? Poate fi legat ceva de un, uh, Uh, vehicul, de o mașină, un accident, poate, uh, da? Pentru că văd faetonul tonul aici. Sau tu ai abordat situația din alte puncte de vedere, din alt fel. Ok. Și aici, ce vedem? Temperanța, te liniștești până la sfârșitul lunii noiembrie, văd că lucrurile se liniștesc pentru tine, văd că rezolvi problemele astea pe care, clar, că unii dintre voi le aveți, nu știu cine, dar orice tip de problemă de genul ăsta juridic uh, ai avea sau uh, cu documente, cu acte, cu uh, chestii de genul ăsta se vor rezo rezolva. Uh, temperanța spre sfârșitul lunii noiembrie arată faptul că lucrurile se echilibrează, că în sfârșit îți găsești liniștea și pacea de care toată lumea are nevoie și toate bune și frumoase. Bun. Nu prea am ce să mai clarific, e clară, treaba la tine, na da, nu știu, a cui este energia, poate că nu este pentru toată lumea, dar uh, cumva, da, le este adresată celor care au treabă cu o, o situație din asta care implică legea. Ok, drăguților, o să mă opresc aici și revin cu etalarea pentru dragoste, ia să vedem. Bun, drăguții mei capricorni, suntem tot la etalarea voastră, vorbim tot despre voi, pentru cei care sunt interesați de partea asta sentimentală, haideți să vedem împreună ce o să iasă pentru capricorn. Pentru capricorn, cum stăm cu dragostea, cum stăm cu iubirea? Și ce avem aici? O intuiție extraordinar de bună, văd că ai chakra șaptea, deschisă, cumva intuiești foarte bine, bazează-te pe ceea ce tu simți, bazează-te pe intuiția ta și ce alte cărți mai vin, și Yang, uite ce frumos. Poate că ai la distanță un suflet pereche, cam asta mi-arată, sau chiar o energie de suflete gemene. Undeva la distanță, undeva în lume există un, există sufletul tău geamăn. Dacă nu l-ai cunoscut încă, probabil că îl vei cunoaște sau probabil că intuiești tu cam cine este. Uh, ok, hai să vedem mai departe ce avem de aici. Treci printr-o separare, văd. Unii dintre voi treceți printr-o separare, dar mai văd și un motiv de sărbătoare acolo, o petrecere. Ok, cineva te supără afar din, afar din cale o inimă rănită din cauza unei persoane cu care tu nu poți fi pentru că posibil să fie într-o altă regătură, într-o altă relație. Deci avem aici femeia și șarpele. Femeia și șarpele arată rivalitate. În cazul în care ești o doamnă, probabil că ai o rivală. O rivală care ți-a rupt așa sufletul, care ți-a rupt inima. Poate fi o persoană destul de apropiată, vezi tu, de obicei șarpele cam e apropiat, e cineva din jurul tău, cineva care uh, care ți-a fost cândva aproape. În alte cazuri, pur și simplu, femeia asta îți dă bătăi de cap. Ce mai văd aici? Văd că inima ta e făcută praf, da? Te-ai despărțit de cineva sau ești la distanță de cineva și asta îți cam, cam dă bătăi de cap. Văd aici că Totuși, există o legătură foarte puternică între tine și persoana de care întrebi, dar văd și cumva un, un oarecare grad de uh, obsesie sau codependență sau uh, o legătură pe care nu poți rupe. Știi cum văd eu mai bine aici, ca și cum energetic tu nu te poți uh, separa de cineva. E o legătură puternică între tine și cineva, deși persoana asta, ți-a cam făcut, și așa sufletelul praf, sau poate că ai sufletul ăsta așa îndurerat pentru faptul că persoana asta este undeva departe de tine. Uh, o să clarific cartea asta, să vedem ce-i cu femeia asta, cine e femeia asta care o văd eu aici. Uh, da, 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 vreau Lenormandul, ia să vedem cine e femeia asta, femeia cu șarpele. Femeia care, uite, legate de dragoste, inima și da, cineva care a purtat o mască în dragoste, cineva care păcăl te-a păcălit sau ți-a înșelat așteptările, cineva cu dublă personalitate, o persoană care nu a fost tocmai corectă cu tine. Am vrut doar să, să văd, poate fi că nu știu, am simțit de la început. Pentru doamne, dacă sunteți doamne, da, probabil că cineva care ți-a fost apropiată, cum ar fi o prietenă, cum ar fi cineva destul de apropiat, uh, ți-a înșelat așteptările, te-a rănit cumva într-un fel sau altul, poate că... Na. A luat de lângă tine ce ți-a fost ție mai drag, să zicem așa. Și ce avem aici? O nouă dragoste. Pentru unii dintre voi e posibil să apară o nouă dragoste, o nouă persoană. Uh, este interesată sau interesat de tine. Ai stârnit sentimente romantice cuiva nou. O persoană nouă. Și ce mai avem aici? O călătorie, undeva la distanță. Și aici vă distanță, și aici vă distanță. Nu știu cine pe cine ai tu la distanță sau cine se tot gândește acolo la tine, dar clar că este cineva care este la distanță acum de tine și văd că ai stârnit sentimente romantice acestei persoane. Uh, un rege de spade și o regină de monede, văd aici. Poate că regina de monede ești tu și regele de spade este persoana de care tu ești interesată. Regina de spade, ok, uite că a apărut și regina de spade. Ce avem? Spânzuratul. Aici sunt niște granițe. E o răceală. Șasele de bâte, ok. Și treiul de spade, dar și pajul de cupe. Destul de interesantă treaba. Aici văd că îți setezi niște granițe personale în fața cuiva. Văd că scoți gheruțele. Așa îmi vine să spun că scoți gheruțele. Da. Văd că e o chestiune de timp până când se rezolvă o anumită problemă pentru tine. Ce mai văd aici este că ai o pierdere de bani sau cineva drag ție te-a făcut așa să pierzi niște bănuți, ai pierdut, ai cheltuit niște bani cu cineva drag și parcă ți așa un pic ciudă. Uh, da, e o cheltuială, o cheltuială acolo. Văd că e o răcire în sentimente, nu știu pentru cine ai tu sentimentele alea așa de repulsie. Ce mai văd aici? se ăsta de... băte. Uh, bâte, Șasele ăsta de băte mi-arată mie faptul că tu ai o victorie, un succes. Acum, dacă are legătură cu prima parte a etalării, este posibil, da? Ca tu să fi trecut printr-un divorț, un partaj și să fi avut uh, câștig de cauza aici, din câte văd. Treiul de spade și pașul ăsta de cupe... Uh, văd aici lacrimi, văd durere, cineva ți-a provocat această durere, pajul de cupe poate fi vorba de un copil sau poate fi vorba despre cineva care vine și își cere scuze, care vine și în sfârșit na, pleacă, ia poziția ghiocel și își cere iertare, își cere scuze pentru tot răul pe care ți l-a făcut. Deci există cele două variante. Una, să ai câștig de cauză poate în instanță, deși acum nu vă justiția, dar am văzut-o mai devreme pentru tine, dragă Capricorn, iar în alte cazuri oricum cineva te-a supărat destul de tare aici, dar văd că vei avea o victorie, vei avea o mulțumire. Bun, pentru alții dintre voi sau tot pentru voi, să vedem ce cei cu dragoste asta nouă. Ia să vedem cine e persoana asta nouă, judecata. Ia te judecata, un păcare sau uh, un moment în care zici wow. Avem un doi de spade aici. Cumva tu ești blocată, cumva nu poți să discuți, nu poți să vorbești, nu poți să iei o hotărâre, este o indecizie aici. Dar pe altă parte văd că te bazezi foarte mult pe intuiție. Voalul ăsta de la ochi îmi arată faptul că tu nu ai anumite informații despre cineva sau despre ceva, dar în schimb cumva tu simți. Știi că atunci când intră cineva nou în cameră și simți că ești sau nu ești Compatibil, compatibilă cu persoana respectivă, chiar dacă persoana aia nu scoate un sunet, dar tu cumva simți, e, cam așa vei fi tu luna noiembrie, cumva vei simți și tot ceea ce tu intuiești este perfect adevărat. Uh, persoana nouă sau uite avem credința aici, o persoană foarte credincioasă, o persoană credincioasă, o persoană cu, cu multă credință în Dumnezeu, Uh, îți chem cumva ghizi spiritual să te ajute într-o anumită situație, văd uh, să ai victorie, să ai succes și temperanța. Temperanța îți aduce liniște, îngerul temperanței te vechează, îți aduce liniște și ce mai văd aici? Doiul de băte la distanță. Tu ai pe cineva, drag, la distanță, chiar dacă în unele cazuri, poate e o dragoste nouă, poate că urmează să se întâmple în luna noiembrie, da, cineva să uh, înceapă să te abordeze. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi, văd că ați încheiat aici sau încheiați, o, încheiați socotelile cu cineva, se încheie definitiv treaba. Nu pot să spun că pentru totdeauna, dar cel puțin în luna noiembrie nu persoana aia văd că închei lucrurile, închei socotelile cu un câștig de cauză, bineînțeles, persoana aia că a cam adus lacrimi și o să-ți mai aducă câteva lacrimi din câte văd, dar, na, se rezolvă. Iar apoi, spre sfârșitul lunii, văd că ești liniștită sau liniștit, văd că îți revii. Da. Hai să clarific un pic, vreau să clarific aici Marele Preot, să văd despre ce este vorba cu Marele Preot. Regele de spade și, și zecele de spade. Eu o căznicie încheiată. Deci Marele Preot aici, cu exact cum am... M-am gândit la început, Eu o căsnicie încheiată, e ceva ce se termină. Zece de spade, un om care te-a rănit, te-a trădat, termini socotelile cu persoana asta, văd. Regele de spade l-am văzut și mai devreme, am văzut regina de monede, deja nu mai ești regina de monede, deja ești în energia reginei de spade, deci cumva nu mai permiți aceste persoane să te rănească în niciun fel, nu mai permiți acestui om să facă absolut nimic, să-ți facă absolut nimic rău, ți-a adus destule lacrimi, ți-a adus destulă suferință, siese de ajuns, închei socotelile cu acest om, avem cele 10 spade și cu spada din mâna regelui de spade. Avem 11, iarăși vorbim despre justiție, iarăși vorbim despre un divorț încheiat în unele cazuri, deci e cam gata, da, acolo lucrurile se încheie. Luna noiembrie este luna în care se termină totul. Totuși, văd că mai târziu, undeva la un drum, undeva departe, într-o călătorie, într-un concediu, vei întâlni o persoană nouă. Poate că nu este încă momentul să vorbim despre acea persoană, dar mie deja îmi apare în cărți. Poate că știi deja de ea, sau poate că urmează să apară în viața ta. Este cineva nou. Ok, ce mai văd eu aici? Hai să văd uh, 200 de de băte. <hihim> da, la distanță. Este cineva la distanță care abia așteaptă să-ți aline durerea cumva, sau abia așteaptă. Este dor de tine, da? Să-ți vorbească, este dor de tine. Poate că e ceva legat nu neapărat de luna noiembrie, ci este ceva ce o să dureze până în primăvară. E o așteptare. Oricum, ce am văzut clar la tine în luna noiembrie este că o să clarifici o situație, da? Clarifici, deci închei, termini. Iar lucruri bune urmează mai târziu, undeva mai prin primăvară, așa. Da, mai văd și un blocaj în comunicare cu cineva aici, parcă ți este greu să comunici, n-ai mai primit vești de mult de la această persoană, mm. aștepți niște vești. Da, bun, drăguților, cam mai e ideea, foarte, foarte clară treaba la tine, nu știu a cui a fost etalarea, eu am zis pentru Capricorn, dar vedeți voi că, uite cum tai niște legături, iautele. Uh, dar văd că Energia cuiva este foarte puternică aici. În cazul în care nu te regăsit în această etalare pentru că mi-a părut așa un pic mai personală, atunci probabil că nu prea se schimbă nimic pentru tine în noiembrie, clar, lucrurile rămân la fel ca până acum, nu sunt schimbări majore, nu sunt evenimente importante. În cazul în care te regăsit în această etalare, cu siguranță vei încheia ceva care a fost destul de dureros pentru tine din câte văd și lucrurile se vor liniști până la sfârșitul lunii noiembrie, totul va fi gata. Bun, cam atât, v-am pupăcit, numai bine. Ciao, ciao!